Bună ziua, bine v-am găsit! Suntem pe 14 mai 2023 și am zis că poate cineva este interesat sau curios și de cum procedez în cazul creșterii reginelor. Este o etapă pe care o fac azi, prima etapă, fiindcă etapele următoare sunt un pic mai lungi, adică durează, dar mereu când încep creșterea măcilor în propria stupină, în primul rând ai nevoie de temperaturi crescute, ridicate, să ai peste un anumit timp temperaturi ideale de 24 de grade, de exemplu, la temperatura la care iese o matcă, pentru a se împerechea cât mai bine. Am reușit și niște regine foarte bune. Una dintre ele este aceasta, în care voi adăuga și voi folosi prima etapă. Este o colonie bună. A iernat foarte bine, este o matcă neagră, voi lua de la dânsa ouă, larve, se poate lua și ouă, dar mai greu, e mai complicată situația. Singurul lucru care îl fac, este o foarte mare colonia, nu știu dacă îmi permite să fac lucrarea respectivă, da? Cred că mă va lăsa. E enormă colonia. Bun. Deci, ce voi face? Nici nu umblu în cuib, că nu am ce face în cuib. Voi pune, știu ce am de făcut în cuib, trebuie să-i aduc un pic de turtă proteică. Îi aduc un pic de turtă proteică, asta aveam de făcut în cuib. Ia va roade, nu știu cât roade pe zi, oricum roade puțin, dar compoziția turtei îi dă un imbold coloniei. Bun. Și să văd ce a făcut aici în spate, fiindcă am de făcut o lucrare importantă pentru dânsa în zona din spate. Aceasta e o ramă goală, nici nu o scot, că n-am de ce, încă o ramă mai goală. Bun, perfect. Aceasta e o ramă cu miere. Bine, au adus, azi au lucrat și ele un pic, au adus un pic de nectar. Da, au adus aici un pic de nectar. Așa. Deci este o etapă esențială pentru a crește regine. Eu cresc pentru mine, da? Deci, în stupina lui fiecare poate să facă acest lucru.
Am făcut acum câțiva ani aceste rame port boci, le-am făcut cum m-a tăiat pe mine capul. Avem aici un liaț pe care am pus aceste port cupule, adică port cupule, fiindcă nu cupulile poartă doar aceste chestii albe care vin puse pe ele. Așa. Eu odată le dau 20. 20 de larve dau odată la o colonie de gen. Deci matca va fi prezentă când voi crește larvele respective. Această ramă pun un pic de sirop. O introduc aici în stup. Bun. Pun și deasupra. Într-o săptămână o să-și cam preia mirosul aceste rame. Același lucru fac și cu a doua ramă. În caz de nevoie, să spunem că am nevoie, aici aș avea 40 de regine. Pentru o stupină ca a mea nici nu este necesar. Așa, dar prima dată să-i dau sirop în rama de lângă ele. Albina va circula peste tot. O să-și ia sirop. În funcție de vreme, larvele vor fi date peste o săptămână. Deci continuarea etapelor va dura, cum am zis, asta e prima etapă. Punem un pic de sirop. Cam asta e. Pare ridicol, dar asta e prima etapă. Adăugarea acestor rame în colonia de creștere cu o săptămână înainte. Să-i pun aici o pânză, așa, îi las și aerisire. Bun, și cam asta e prima etapă. O să dureze până la formarea nucleelor în perechiere, reginelor, o să dureze un timp lung o să dureze. Mult timp o să dureze, bun. Dar sunt reginele care le voi face anul acesta, cam așa începe. Bun, cam atât. Până data viitoare, numai bine!